Toate angajatele de la SECE Apa Ser Valea Jiului vor beneficia de prime cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Directorul general al societății, Costel Avram, a semnat încă de luni ordinele de plată pentru a le răsplăti pe toate angajatele de sex feminin. 80 de lei vor primi doamnele de ziua lor din partea societății de apă. Ziua de 1 martie este o zi în care femeile, mame, soții, fiice, e ziua lor și sunt măcar în ziua aceea cele mai iubite ființe. Da, și noi, cei de la Paserv, ne-am gândit la ziua de 1 martie, chiar dacă suma nu este o sumă considerabilă, am cerut în Consiliul de Administrație, iar Consiliul de Administrație a aprobat ca din procentul cel de 2% în care sunt prevăzute premii pentru angajații SECE Apa Serv și pentru ajutoare, unele ajutoare, să dăm o sumă infimă de 80 de lei și fiecare femeie angajată al SECE Apa Serv va plăti, va încasa 80 lei. Efortul financiar pentru a răsplăti cele aproximativ 250 de angajate nu este unul foarte mare. Costel Avram spune cu tristețe că angajatele ar merita o sumă mult mai mare, dar nu este posibil acest lucru. Sunt în jur de 250 de doamne care sunt angajate și care vor lua această premă. Nu este un efort foarte, foarte mare, dar în același timp, pentru noi cei la Apa Serv, orice leu contează. Dar eu cred că femeile ar merita mult mai mult decât 80 de lei. Dar deocamdată atât putem, atât ajutăm. În jur de 20.000 de lei au fost alocați pentru premierea doamnelor din cadrul SECE Apa Serv Valea Jiului. De precizat este faptul că toți angajații au beneficiat de prime și cu ocazia sărbătorilor de iarnă.